Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi avem un invitat special, este domnul Ludovic Orban, venit de peste Prut, din România, un politician bine cunoscut, îl cunosc și cetățenii din Republica Moldova. Pentru mai multe prezențe aici, a condus cabinetul de ministri din România, acum este președintele partidului Forța Dreptei. Bine ați ajuns la Chișinău, domnule Ludovic Orban. Bine m-am găsit, mulțumesc de invitație și salut radioascultătorii. De ce v-ați despărțit de PNL? Ei s-au despărțit de electoratul care i-au votat, luând decizia să facă exact contrariu a ceea ce au promis în campanie. Campania electorală a PNL a fost fără PSD, pentru dezvoltare, pentru investiții, pentru reforme, pentru modernizarea României. Ori Iohannis, după congres, le-a impus să facă exact contrariu a ceea ce au promis alegătorilor. Pentru mine, fundamental este legătura cu oamenii care au încredere în tine, care spun speranțele în tine și care te votează pentru ceea ce promiți că vei face pentru ei. În momentul în care conducerea a decis să facă cu totul și cu totul altceva decât am promis noi în campania electorală, eu am rămas consecvent față de oamenii care mi-au acordat votul și au avut încredere în mine, eu am rămas liberal. Ei, în schimb, au ales să devină PSD-iști. Deci rămâneți un politician cu convingeri profund liberale? Sigur că da. Și la congres ați putea să reveniți la denumirea partidului? Putem adopta orice denumire. Acum, denumirea asta a Forța Dreptei e titlul moțiunii cu care ne-am prezentat noi și cei 17 parlamentari care au decis că nu sunt de acord să se întovărășească cu PSD, ne-am supus la vot două denumiri și asta a ieșit la vot, Forța Dreptei, dacă vedem că e nevoie să punem o amprentă liberală mai puternică, putem să modificăm numele oricând. În cele ce urmează vorbim despre cooperarea moldo-română și cum vedeți dumneavoastră evoluția cooperării dintre cele două state. Republica Moldova a obținut acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană în vara anului trecut. Deși foarte mulți înclină să creadă că totuși reunirea celor două state ar aduce mai repede Republica Moldova în UE. Ce punct de vedere împărtășiți dumneavoastră? Sunt două variante de integrare. Varianta mai lungă și varianta mai scurtă. Hai să ne vorbim despre ambele. Varianta mai scurtă este unirea, în mod evident. Dar cum s-ar face această unire? Evident este nevoie de voința oamenilor care trebuie exprimată în referendum. Pentru că așa cum e așezământul constituțional și în România și în Republica Moldova, ca să poată lua o astfel de decizie, ea trebuie validată prin vot de cetățeni printr-un referendum. Atât în România cât și în Basarabia. Dar eu cred că dacă ar fi posibilă, că aici sunt două lucruri importante care trebuie să petreacă. Unu, oamenii trebuie să-și dorească de pe ambele malvuri ale Prutului. Și doi, să existe și un context internațional în care să existe un acord din partea partenerilor importanți pentru o astfel de integrare. Care eu cred că dacă s-ar dori acest lucru și dacă într-adevăr ar exista o determinare, în special din România, pentru acest obiectiv, ar fi realizabil. Dar la modul practic, cum vedeți dumneavoastră ridicarea cotarului de la Prut? Pentru că România este țară membră a Uniunii Europene, țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Ei, odată ce se întâmplă integrarea și odată ce Basarabia a devenit parte din România, automat, practic, statutul României, care e statut de membru al Uniunii Europene și de membru NATO, atenție că e foarte important și acest aspect. Am spus. Practic și Basarabia, partea României, va deveni membră UE și NATO. Unde se pune hotarul, dacă se scoate de la Prut? Păi unde e hotarul actual între Republica Moldova și Ucraina. Și asta ar însemna că regiunea transnistreană nu ar fi un impediment? Păi, regiunea transnistreană face parte din Republica Moldova, din ceea ce știu eu. Chiar de iure, dar de facto, de 31 de ani, pretind, se subordonează autorităților de la Chișinău. Poate vor avea un interes suplimentar să înțeleagă că e mai bine în Uniunea Europeană. Repet, asta e drumul scurt. Există și drumul mai lung în care, într-adevăr, e
un proces complicat în care trebuie să îndeplinești condiționalități, să urmărești obiective complexe pe care... Eu știu că fratele meu a fost implicat, a fost negociator șef adjunct și după aia negociator șef al României în procesul de integrare. Și a fost un proces extrem de complicat de reforme, de îndeplinirea condiționalităților, în eforturile de negociere a tuturor capitolelor în cursul procesului de aderare și, evident, e un proces în care e greu de estimat când va fi finalizat. El se poate derula mai repede sau mai încet. Acum depinde și de voința Comisiei Europene și a instituțiilor europene și depinde și de măsura în care se fac pași cât de cât mulțumitori de către Republica Moldova în direcția integrării. Dar Republica Moldova a obținut acest statut de țară candidată pentru aderare la UE după ce l-a obținut Ucraina. Acum se consideră că Ucraina, dacă iese din război, după ce se oprește invazia rusă în țara vecină, s-ar putea ca perspectiva pentru Ucraina să fie una clară și destul de clară. Și atunci Republica Moldova ar cădea automat în buzunarul UE sau cum se va întâmpla? Nu se cade în buzunarul UE. Să facă parte din Uniunea Europeană. Deci Ucraina, și dacă se finalizează războiul de agresiune declanșat de Rusia în Ucraina, nu va beneficia decât de bunăvoință, dar dacă nu îndeplinește condițiile care sunt foarte clar stipulate în tratatele Uniunii Europene. Și ele sunt valabile pentru toate țările care aspiră să devină membre. Oricâtă bunăvoință ar exista, trebuie și ei să facă reformele care sunt necesare, trebuie să îndeplinească condițiile, trebuie să își asume anumite angajamente în cadrul negocierilor pe capitole în diferite domenii de activitate. Nu va fi chiar așa rapid procesul de aderare, nici în cazul Ucrainei. Aici depinde și de cum se vor mișca guvernele celor două țări. Dar liderul de la Kiev ce spune? Că Ucraina este scutul pentru întreaga Uniune Europeană, așa că acum ar trebui... Realitatea, dacă este să fim onești, este că Ucraina ține Rusia departe și de Republica Moldova, și de România, și de Polonia, și în general de statele Baltice. Ucraina chiar este un scut în momentul de față. Voința politică, ea este importantă după ce este voința poporului și dacă această voință politică pe moment e exprimată și la București și la Chișinău sau politicienii deci, totuși evită. Mai trebuie lucrat în direcția asta pentru că și trebuie lucrat în mod serios, onest, cu argumente care stau în picioare, cu informații corecte. În păcate, mulți care au vorbit de unire au făcut-o mai mult ca să câștige votul, nu pentru că asta își doresc cu adevărat și că ăsta e obiectivul care îl urmăresc. Despre unire trebuie să vorbească mai puțin și să facă mai mult. Eu am condus guvernul doar un an de zile, într-o perioadă de pandemie și, din păcate, nu am avut un partener așa cum este astăzi în Republica Moldova, Maia Sandu și Guvernul Republicii Moldova, cu care să se poată comunica, să poată purta un dialog. La vremea respectivă, că nu pusese aleasă nici Maia Sandu președinte și nici nu pusese la alegerile parlamentare anticipate și era extrem de complicat să porți relații cu conducătoarea ai Republicii Moldova, care se uitau mai degrabă spre Est și care nici nu ne trecea pe-n cap să conducă Republica Moldova spre o integrare europeană. Dar tot am făcut ceea ce a fost posibil. Mandatul meu de premier s-a finalizat investiția gazoductului Iași-Chișinău. Mai mult decât atât am demarat și niște investiții astfel încât să se poată asigura gazul natural care să alimenteze conducta respectivă, pentru că nu erau încă lucrurile finalizate. De asemenea, am fost extrem de atent și în ceea ce privește interconectarea pe rețelele electrice, care din păcate și acum, practic, curentul vine pe o rețea din perioada sovietică și aici nu s-au făcut investițiile necesare astfel încât România să poată într-adevăr să livreze curent electric către Republica Moldova într-o cantitate care să compenseze
reducerile și mai ales greutățile în achiziționarea curentului electric, care este produs în mare parte de centrala de la cu Ciurgani, care din este de fapt în stânga Nistrului și care, în fine, nu comentăm cine e proprietar și ce tip de schemă de afaceri se petrece acolo. Da, tocmai acum sunt mai numeroase vocile care spun că unirea Republicii Moldova cu România este soluția rezolvării crizei energetice pentru Republica Moldova. Nu numai a crizei energetice. Dar este un domeniu destul de important, strategic. Este un domeniu extrem de important și o soluție, fără niciun fel de discuție. Problema e că și România, din cauza faptului că vreo 25 de ani numai că a bătut pasul pe loc, dar a făcut pași înapoi, a ajuns într-o situație în care din exportator net de energie electrică au fost zile în care a trebuit să importăm energie electrică și nu puțină energie electrică, să importi 1000 de megawatt-oră, 1500 de megawatt-oră, deși noi avem o putere instalată de peste 18.000 de megawatt. Dar acum sunt în derulare investiții foarte importante în energie, investiții foarte importante în exploatarea zăcămintelor de gaz, atât zăcămintele offshore, cât și zăcămintele onshore. E, de exemplu, un zăcământ la Caragele, în zona Buzăului, extrem de bogat în gaz, care odată ce o să intre în exploatare va putea asigura exact gazul necesar ca România nu numai să poată să satisfacă consumul intern, ci să poată să exporte și mai ales preferențial către Basarabia. Putea să asigure o perioadă de 40-50 de ani tot gazul natural. De asemenea, sunt investiții importante și în energie verde, în energie eoliană, în energie solară, în de-astea de panouri fotovoltaice, care pot să crească producția de energie electrică și, în mod evident, să sprijine Republica Moldova. Și acum s-ar putea că, după mulți ani de încărcătură mai mult simbolică, să se treacă la pragmatism. Iată, vorbim despre sectorul energetic, infrastructura. Se crede că ar putea și mai mult să apropie cele două maluri ale Prutului, dacă se îmbunătățește deci, România infrastructura trebuie, România rutieră. Trebuie să facă toate investițiile necesare pentru a putea asigura interconectarea și pentru a putea să asigure practic tot necesarul de energie electrică, de gaz natural și de alte lucruri necesare funcționării economiei. Eu cred că e posibil, dar trebuie să existe un interes, o seriozitate în urmărirea acestor obiective. Finanțări există, în mod evident, inclusiv finanțele europene. De asemenea, România trebuie să fie clar susținătorul Republicii Moldova în toate demersurile pe care le facem noi la nivel european. Da, ați putea nu că Maia Sandu nu ar fi un ambasador excepțional. Maia Sandu, la ora actuală, se bucură de aprecierea și de respectul liderilor europeni, liderilor americani și deja are și rezultate. Problema este că ar fi mult mai consistentă o implicare serioasă a României în toate proiectele Republicii Moldova. Da, acum, coincid interesele ambelor părți pe toate subiectele care sunt în cooperarea bilaterală? Vă să vă dau răspunsul că nu sunt la guvernare. Nu sunteți la guvernare, dar sunteți politician care cunoașteți foarte bine totuși unde sunt rezerve nevalorificate, unde mai mult se fac declarații de dragul ca să fie câștigate voturi și unde la modul cel mai serios se gândește că această cooperare bilaterală trebuie să dea roade în favoarea cetățenilor. Un singur exemplu. TVR-ul putea să cumpere meciurile de la campionatul mondial, cumpără și drepturi de difuzare pe teritoriul Republicii Moldova. Dar așa, un exemplu de lucruri care pot să funcționeze, trebuie îmbunătățite în domeniul comunicațiilor, în domeniul media, în domeniul educațional, în domeniul culturii. Atâtea, de exemplu, o altă chestiune, chiar lucrez acum la un proiect de lege, știți că primările din România și Basarabia s-au înfrățit. Conform legii, o primărie din România, care s-a înfrățit cu o localitate din Republica Moldova, poate să finanțeze un obiectiv de investiții, două obiective de investiții. Din păcate, foarte multe primării din România ar face investițiile respective, dar nu au banii respectivi. Și atunci ar trebui un program guvernamental de tip un fond, să spun, un fond prin care să se asigure cofinanțarea proiectelor, adică să nu dea numai, să spun, primăria Urlați, dacă este asociată cu primăria Ungheni, să
cofinanțeze din fondul ăsta guvernamental românesc, să cofinanțeze într-un procent de până la 75% proiectul respectiv. Asta ar fi un catalizator și ar determina foarte multe primării care ei au ceva bani, dar nu bani suficienți ca să facă un proiect serios, să facă o școală, să facă un dispensar medical, să asfalteze, să facă un pod, că sunt multe nevoi de investiții locale care ar putea fi finanțate de pe malul românesc. Dacă s-ar înființa un astfel de fond, practic ar crește foarte mult investiția. Noi ne amintim de sprijinul financiar pe care l-a oferit guvernul de la București pentru renovarea, reconstrucția multor instituții preșcolare, pentru școli, sigur, pentru alte obiective de menire social-culturală, pentru că și la Cahul, dacă acum e să ne amintim, a fost renovat teatrul de acolo cu banii veniți din partea României, dar nu toți cetățenii știu că banii ăștia vin de peste Prut. Iată, cum? Pentru că de multe ori cei care au fost la guvernare au vrut să folosească toate aceste realizări în interesul lor electoral, omițând să spună că de fapt investițiile respective au fost făcute cu banii proveniți de la fraților de peste Prut. Practic din taxele și impozitele plătite de cetățenii români. Sunt în toate domeniile de activitate extrem de multe oportunități de colaborare și de proiecte care să fie de succes pentru românii de pe ambele maluri. După ce Federația Rusă a impus mai multe embargouri, restricții pentru mărfurile din Republica Moldova, mulți producători s-au reorientat și încep să penetreze alte piețe. Am înțeles că pe piața României, care face parte din piața UE, ajung foarte multe produse moldovenești. Acest lucru poate fi și în continuare arătat ca un exemplu convingător pe dimensiunea economică, comercială economică. Categoric. Deci noi, practic, am deschis, fără să faci, că nu poți acum să forțezi pe cineva să cumpere. Dar poți să dai anumite facilități, astfel încât să se vândă mai ușor produsele din Republica Moldova pe piața românească. Nu mai pe piața românească, că dacă intră pe piața românească, intră pe piața europeană. Cât de ușor se trece hotarul moldo-român? Încă e greu, încă e durează mult. Dar astea sunt formalitățile, că practic România este țară de graniță europeană și noi, de exemplu, ca să fim primiți în Schengen, trebuie să asigurăm securitatea frontierei de est a Uniunii Europene, noi asigurând granița practic cu Ucraina, cu Republica Moldova, pentru că Republica Moldova până devine stat membru, în mod evident, încă granița Uniunii Europene este pe Prut. De asemenea, cu Serbia asigurăm, practic, granițele europene și aici sunt anumite obligații pe care le are România de verificare a actelor peste care nu poate trece și din cauza asta e un pic mai dificil. Dar nici infrastructura nu s-a dezvoltat, că se pot face investiții, să facă mai multe puncte, să spun, la o trecere, să se suplimenteze personalul Poliției de Frontieră din pe partea românească, astfel încât să ai 10 fluxuri pe care să efectueze deplasarea. Atunci nu s-ar mai aștepta atât. Dar trebuie investiții inclusiv în infrastructura de transport, în infrastructura rutieră, astfel încât să existe cu adevărat o percepție a faptului că nu treci dintr-o țară în alta, ci pur și simplu treci doar Prutul. Dar apropo de despre exporturi, și din regiunea transnistreană se exportă mărfuri, inclusiv în România, și unii își puneau întrebarea dacă nu cumva și București sprijină un regim secesionist. Nu, sub nicio formă. În niciun caz. Asta nu e valabil. Nu, ei produc mai multe lucruri, pentru că rușii au dezvoltat Transnistria, au locat foarte multe investiții industriale în Transnistria, dovadă inclusiv faptul că singurul producător de energie electrică și termică, centrala de la Cuciurgan, care e de o și apoi tot acolo este și uzina metalurgică de la Râmnița. Capacitate foarte mare. Deci din cauza faptului că foarte multe industrie au fost localizate, investițiile respective au fost făcute în Transnistria, ei au producție și având o producție, o parte din ceea ce produc se duce numai în România, se duce pe piața europeană.
Dar oricum, la Chișinău, unii experți abordau anume așa problema. Din moment ce malul drept este asigurat cu energie care se produce la Cuciurgan, din moment ce uzina de la Râmnița exportă metal către UE și mai cu seamă rămâne o parte din acest export în România, asta ar însemna că se sprijină acel regim secesionist de la Tiraspol. Asta e o manipulare. Poți să pui restricție mișcării de bunuri, mișcării de cetățeni, nu e o formă de sprijin. Pur și simplu sunt niște contracte comerciale care sunt făcute. Economia, totuși, la nivelul Uniunii Europene nu e o economie de comandă, o economie dirijată, o economie în care statul să fie proprietar și în care să poată fi ridicate bariere vamale de fiecare stat cum îi trece prin cap. Acolo există o politică vamală comună, există libertate economică, există libertatea companiilor de a-și alege parteneri, sigur, cu excepții notabile, de exemplu, acum cum sunt cu sancțiunile dictate împotriva Rusiei din cauza războiului de agresiune declanșată împotriva Ucrainei. Da, ce rol ar putea și va mai încerca să joace Rusia în această regiune unde e situată și Republica Moldova și România? Eu spun că Republica Moldova este în continuare amenințată de Rusia. De altfel, inclusiv în declarațiile foarte oficiale a multor lideri ruși, se lansează amenințări la adresa Republicii Moldova. Și dacă Ucraina nu ar fi rezistat, nu știu dacă nu cumva și Republica Moldova ar fi devenit ținta, poate nu neapărat a unei intervenții militare directe, dar altor forme de exercitare ilegitimă a influenței cu nerespectarea voinței cetățenilor. Deci asta e. România, poporul român a fost așezat într-un loc la intersecția tuturor relelor, cum zicea cronicarul. Intersecția unde se ating plăcile tectonice, unde se și mai ales am avut ghinionul ca să avem un astfel de vecin cum e Imperiul Rus, care indiferent că e sovietic sau fostul Imperiul Rus sau Rusia de astăzi a lui Putin, întotdeauna a râvnit la teritoriile și la bogățiile teritoriilor românești. Republica Moldova este sub o amenințare și faptul că astăzi Ucraina rezistă, nu face altceva decât să crească nivelul de siguranță, de securitate în Basarabia. Da, în Republica Moldova mai sunt și forțe politice care au viziuni proestice. Și credeți că aceste forțe politice ar putea cumva să deturneze parcursul european al Republicii Moldova, fiind sprijinite inclusiv de Kremlin? Nu cred. E irreversibil această cale? Mai ales după ce și-au arătat adevărata față autoritățile de la Kremlin. E puțin probabil ca un partid pe față, pro-rus, care să sprijine politica pro-rusă, să aibă șanse să câștige alegerile în Republica Moldova. Ce să aducă Rusia? Sau orientarea spre Rusia? Nu aduce nimic decât sărăcie, lipsă de drepturi, amenințări, riscuri, călcarea în picioare a identității. N-are ce să aducă un partid care este pilotat de Moscova. De altfel, a existat în Republica Moldova, după proclamarea independenței, au existat guverne proruse care n-au adus nimic decât corupție, tunuri, țepe, sărăcie, lipsă de dezvoltare, concentrarea afacerilor în mâini puține pe principiu că nu au acces la afaceri decât cei care respectă principiul comun spară pe alta și cei care singura, adică un sistem aproape mafiot. La un moment dat, Republica Moldova ajunsese chiar în situația de spălătorie de bani negri. Nu are ce să ofere un partid pro-rus sau un partid care este pilotat de la Kremlin cetățenilor Republicii Moldova. Bine, dar tocmai în acea perioadă Partidul Democrat avea o relație bună și foarte bună cu Partidul Social Democrat din România.
condus de Liviu Dragnea. Mai întâi de Ponta, acum, după care de Dragnea. Acum vă mărturisesc că mi s-a părut foarte ciudată apropierea dintre președintele PSD Marcel Ciolacu și primarul Chișinăului. Și apropo, domnul Ceban, primarul de Chișinău, acum și-a făcut un partid și a spus că e cu viziuni pro-europene. Da. Deci un lup care încearcă să îmbrace o blană de oaie. Probabil or fi constatat planificatorii din Est că șansele ca un partid pro-rus să câștige alegerile sunt foarte mici și atunci deghizează câțiva lideri de genul ăsta în pseudo-partide pro-europene, ca să zic așa. Acum ați fi cinstit, Ceban a candidat la primărie din partea PSRM, partidul lui Igor Dodon, care partid clar filorus, care a acceptat să fie pilotat și care a orientat toate relațiile înspre Rusia. Lumea a uitat cine e Ceban? Eu sper că nu. Bine, dar domn Ciolacu, când a venit la Chișinău, a mers și s-a întâlnit cu domn Ceban. Păi aia zic, asta este îngrijorător, faptul că Ciolacu îl creditează și dă gir, Ciolacu fiind președintele unui partid de guvernământ din România. Și așa e, au mai păstrat legătura cu PDM-ul, care, hai să fim cinstiți, oricât va încerca, nu se poate elibera de răspunderea faptului că a fost practic instrumentul politic a unui clan mafiot condus de Plahodniuc. Nu se poate elibera. Și chiar și legătura asta politică este o legătură vicioasă în sine. Și, iar asta, da, asta e și mai vicioasă, acordarea unui gir către un fals pro-european, un fals partid pro-european, care de fapt e rupt din PSRM, iar o greșeală politică pe care o comite președintele PSD. Dar dumneavoastră ați avut o explicație de ce PSD-ul din România a sprijinit PDM-ul din Republica Moldova? Nu. Chiar nu. Dar nu mai PSD-ul din România. Au fost și alte instituții care au mers pe mâna lui Plahodniuc și a PDM-ului. Și mulți își puneau întrebarea, adică, cum de-a reușit domnul Plahodniuc această Filip, care era premier și așa mai departe. Îți aducem aminte că o mare parte din sprijinul acordat de România s-a derulat prin intermediul guvernului Filip. Iar guvernul Filip a uitat să spună că sunt taxele și impozitele plătite de cetățenii români, încercând să câștige avantaje electorale proprii din aceste resurse care au fost alocate de România. După părerea mea, e o greșeală să potențez atât ce-a mai rămas din PDM, cât și să-l girez pe Ceban. În mod normal, trebuie sprijinite forțele pro-europene, pro-românești din Republica Moldova și trebuie făcute gesturi concrete pentru ca să înțeleagă avantajele apropierii de România pe care le poate avea fiecare cetățean din Republica Moldova. Dar cum pe timp de război? Bă, este clar ce rol joacă Biserica Ortodoxă pentru a fi instaurată pacea în această regiune? Biserica Ortodoxă, dar de la Moscova, de la Kiev, de la Chișinău. Aici, în Republica Moldova, există două mitropolii. Este Mitropolia Moldovei, care este închinată Patriarhului Kiril, care Patriarhul Kiril este mai degrabă reprezentantul satanei decât reprezentantul lui Dumnezeu, el promovând războiul, cerându-le preoților să le solicite credincioșilor să se înroleze în armate, să sprijine războiul, să sfințească armele. Să sfințească armele. Deci este ceva, s-a ajuns la o nebunie completă. Biserica Ortodoxă rusă este compromisă iremediabil în fața oricărei alte instituții religioase. Mitropolia Basarabiei este cu totul altceva. Mitropolia Basarabiei, care este subordonată Patriarhiei Române în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, este o biserică care sprijină valorile tradiționale ale credinței, ale ortodoxiei, ale adevăratei credințe și care
după părerea mea, trebuie să devină biserica dominantă. Da, și acum a fost speakerul Parlamentului Igor Grosu la București, am înțeles că a ajuns și la Patriarhia Română și au discutat despre proprietățile, inclusiv ale Metropoliei Basarabiei de pe teritoriul Republicii Moldova. Va fi un subiect care se va discuta mult timp de acum încolo? În România au fost retrocedate bisericile, proprietățile bisericii ortodoxe. Nu știu aici exact cum va fi privită această problemă, dar, în mod normal, dreptul de proprietate este un drept fundamental care trebuie respectat. Cele două metropolii ar avea șansă să ajungă să fie una? Eu nu cred că Metropolia Moldovei subordonată Patriarhiei Ruse are vreun drept. Drept are numai Metropolia Basarabiei, pentru că proprietățile Metropoliei Basarabiei existau din perioada în care Basarabia era partea României Mari. Deci dreptul de redobândire există doar la Metropolia Basarabiei. Nu, dar eu vă întrebam dacă s-ar putea la un moment dat cele două metropolii să devină una, să se unească. Metropolia Moldovei cu Metropolia Basarabiei. Nu cred că Metropolitul Moldovei, care subordona lui Chiril, va accepta să facă parte din Biserica Ortodoxă Română. Dar e posibil încetul cu încetul, preoții parohi, consiliile parohiale, să înțeleagă că este firesc și este natural să revină la Biserica Mama, Biserica Ortodoxă Românescă. O ultimă declarație pe care o făcea Patriarhul Rus Chiril era că Moldova face parte din Rusia, lumea rusă. 80% din populație români. Chiar dacă ei au zis în perioada comunistă moldoveni și au încercat să le distrugă, practic, conștiința apartenenței la națiunea română, 80% din populație sunt români în Basarabia. Cum se facă parte din zona rusă? Este o inepție. Lumea rusă. O inepție. Așa au vrut ei. Dar întotdeauna un imperiu a încercat să justifice orice rapt teritorial și orice crimă comisă împotriva altor popoare care nu au vrut să stea sub călcâiul, sub cizmă rusescă. Dar nu altă ordine de idei, domnule Orban. Pe teritoriul României sunt mai multe etnii care toate au învățat, au însușit limba română. Cum credeți? De ce e o problemă atât de vulnerabilă în Republica Moldova pentru minoritățile etnice să învețe limba română? Pentru că n-au vrut și pentru că au fost încurajați de marea majoritate a autorităților să nu învețe limba română. Mă, normal, dacă locuiești într-o țară, normal, țara respectivă, cum e România. România respectă dreptul minorității maghiare, minorității germane, minorității armenești, minorității evrei, minorității turcotătare. Le respectăm dreptul de a avea instituții de cultură, învățământ în limba maternă, de a putea să vorbească limba maternă în administrație, acolo unde există un procent de minim 20% din cetățenii unei comunități locale care... Dar sunt în același timp, trebuie să învețe și limba română, pentru că dacă nu cunosc limba română, ei nu pot să... Ce să facă un medic care nu învață limba română? Cum poate el să fie medic pentru 80% din populație care vorbește limba română și care poate nu mai învață limba rusă ca să... De asta. Nu poate să-și exercite profesia, efectiv, dacă nu cunoaște limba română. Paradox. Dar aici exista clar și o forțare a românilor să învețe limba rusă. Asta a fost. Paradoxul din Republica Moldova că chiar etnicii ucraineni acum sunt de partea lui Putin în acest război pe care l-a pornit împotriva Ucrainei. Asta e ceva absurd. Mi se pare ceva Dar absurd. E o realitate. Și probabil o parte, nu cred că... Etnicii găgăuzi, etnicii ruși, ei spun că lor nu le-ar trebui să cunoască limba română. O bună parte din ei, pentru că sunt și cazuri fericite, când reprezentanții acestor etnii au învățat și vorbesc bine limba deci română. Deci eu cred că statul, guvernul trebuie să asigure învățarea limbii oficiale a statului de către cetățenii respectivi. Nu vor să învețe limba, ei vor avea de suferit. De exemplu, a fost echipa Vocii Basarabiei la Comrat. Acolo, în preajmă, era renovată o
instituție cu banii veniți din fondurile pe care le alocă România și ei spuneau că habar nu au de unde au venit banii. Da, aici și România să fie mai atentă în informarea cetățenilor atunci când finanțează obiective de investiții importante. Dar încă o dată vă spun, din cauza legăturilor nesănătoase între guverne, practic nu s-au impus pe orice finanțări care sunt venite din România condiții de informare publică a cetățenilor că respective lucruri care sunt făcute în comunitatea respectivă sunt făcute de România. Pentru că altfel ar fi crescut mai mult aprecierea față de România. Și acum mai să fim cinstiți. În mare parte, rezervele, reticența care există la foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, chiar vorbitori de limba română, chiar români, sunt rezultatul dezinformării, rezultatul necunoașterii realității din România. Eu vă spun că orice basarabean care a venit în România și a stat o săptămână și a interacționat în orice comunități locale cu românii, deja a venit cu o părere complet schimbată. Și numai de a venit inclusiv cu sentimentul apartenenței la aceeași națiune. Numai că a existat o perioadă lungă de timp, zeci de ani, o campanie permanentă de deznaționalizare, de introducere în subconștient oamenilor a unor neadevăruri, a unor minciuni gogonate, de înrăire, de generarea sentimentelor negative față de frații de peste Prut ai basarabenilor. Păi da, în Republica Moldova știți despre ce se spune în cele mai dese cazuri, că vreți unire cu România, nu vă amintiți perioada când jandarmul român l-a bătut pe basarabean? Stați povești. Basarabia s-a dezvoltat în perioada în care a făcut parte din România. De altfel, Basarabia a fost practic smulsă din trupul Moldovei abia în 1812 și nu a stat chiar așa mult timp și în ciuda deportărilor, în ciuda industrializării forțate și a urbanizării care a avantajat practic minoritățile, în special minoritatea rusă și minoritatea ucraineană, în ciuda acestor operațiuni n-au reușit să distrugă filonul românesc din populație și el, pe măsură ce nu va mai exista această propagandă mincinoasă, acest bombardament sistematic care a existat asupra cetățenilor din Republica Moldova în toată perioada sovietică, dar și după bune perioade de timp după proclamarea independenței, încetul cu încetul o să dea sentimentele adevărate care există între românii de pe cele două maluri ale Plutului. De ce redobândirea cetățeniei mai este o problemă pentru cetățenii Republicii Moldova? Și câți cetățeni ar avea deja pașaportul României? Eu zic că sunt în jur de 1 milion de basarabeni care au cetățenie română. Au obținut cetățenie română și cei care n-ar fi trebuit să redobândească, inclusiv cetățeni, să zic, care din aia care nu vor să învețe limba română. Deci acolo ar cam trebui să știi limba română ca să redobândești cetățenia română. Poate formalități fi simplificată birocratice, procedura. Sigur, sigur că da. De altfel am vorbit cu colegul meu, domnul deputat Cociș, care e mai apropiat de domeniu și încercăm să venim cu un proiect de lege de simplificare. Adică cumva să introducem că dacă în termenul prevăzut de lege Autoritatea Națională de Cetățenie nu derulează toate procedurile sau nu solicită completarea dosarului sau nu face verificări, de cetățenia să fie redobândită automat. Acum știți că a mai apărut un aspect al problemei, viza de reședință și felul... Da, da. Deci e o formă de a birocratiza pentru a împiedica redobândirea cetățeniei. Aici oricum deja e un număr foarte mare de cetățeni din Republica Moldova care și-au redobândit cetățenia română. Deja, practic, ei au devenit subiecți de drept ai statului român, având și cetățenia română. Este adevărat că mulți n-au rămas în România și au preferat să se ducă în alte țări din Uniunea Europeană, dar ei au devenit cetățeni români. Știți că... Ceea ce face unirea mai ușoară.
Am avut... Ar fi și asta o soluție. Încetul cu încetul tot să redobândească sau să dobândească cetățenia română. A fost aici un fost premier, domnul Ion Chicu, și țin minte când l-am întrebat dacă are cetățenia României, a spus că o are și l-am întrebat de ce și-a luat cetățenia și a spus că e mai convenabil, e mult mai ușor să călătorești în oricare colț al lumii cu pașaportul românesc. Asta înseamnă Uniunea Europeană. În primul rând, Uniunea Europeană. Înseamnă, da, dreptul de a circula liber. Libertatea de circulație a persoanelor, a ideilor, a mărfurilor. Dar dacă e adevărat că 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au cetățenia României... E adevărat că nu toți locuiesc în Republica Moldova. Bine. O mare parte locuiesc în țări ale Uniunii Europene și o parte locuiesc în România. Dar acești cetățeni sunt un segment important din electoratul României. Fără discuție, ei au drepturile pe care le are orice cetățean român, inclusiv dreptul de a alege și dreptul de a fi ales. Și atunci tot mai mulți politicieni din România încearcă să pescuiască aceste voturi ale cetățenilor Republicii Moldova. E și firesc, orice formațiune politică, orice candidat urmărește să fie votat de cei care au drept de vot. Despre curentul unionist din Republica Moldova, ce ne puteți spune și mai cu seamă ce credeți despre această rezlețire a acestui curent unionist? Important e ce gândesc oamenii. Și pe malul stâng și pe malul drept al Prutului, după cum v-am spus, au fost politicieni care au ridicat steagul unirii, dar cei mai mulți dintre ei mai mult au făcut rău decât să facă bine. Dar ce înseamnă să faci rău? Pentru că ei au folosit acest steag, acest obiectiv, care este un obiectiv firesc, natural, un ideal. Un ideal care este conform, o aspirație legitimă, ca să o definesc. E o aspirație legitimă. Au folosit-o pentru a obține câștiguri personale, în special în plan electoral. Nu să atingă obiectivul în sine. Dacă ești om serios și dacă vrei cu adevărat să te duci spre atingerea acestui ideal, acestui obiectiv perfect legitim, trebuie să acționezi în direcția asta, să ai grijă cu fiecare vorbă pe care o spui și mai ales să ai grijă ca în spatele vorbelor respective să existe fapte concrete care să împingă lucrurile în direcția asta. Da. Ca atare, eu mă feresc să vorbesc foarte mult pe tema unirii. Eu cred că este un lucru care trebuie făcut prin o mulțime de fapte, o mulțime de lucruri concrete care pot să ne ducă spre acest obiectiv. Dar Partidul Forța Dreptei din România, cu cine își dorește și colaborează aici în Republica Moldova? Eu astăzi am venit la Chișinău, am avut mai multe întâlniri. Aveți un lider? Încă nu l-ați identificat. Suntem la prima întâlnire cu mai mulți cetățeni din Republica Moldova care și-au exprimat dorința de a-și desfășura activitatea în Forța Dreptei și urmează să decidem către cine emitem împuternicirea de constituire a filialei, a organizației din Republica Moldova. Și dumneavoastră acum, pentru că ați constituit acest partid, vă doriți să participați la alegerile prezidențiale din România? La toate alegerile. La toate alegerile. Primele alegeri. Anul 2024 este un an electoral. Pentru prima oară avem toate alegerile în același an. Exact. Avem la sfârșitul mai alegeri europarlamentare, septembrie alegeri locale, noiembrie, decembrie alegeri parlamentare, noiembrie, decembrie alegerile prezidențiale. O să fie un an extrem de important, pentru că va așeza practic scena politică pentru următorii, zic eu, 10 ani. V-ați dori funcția de președinte al României? Sunt foarte serios, analizez cu foarte mare seriozitate posibilitatea de a candida. Deci nu exclud această candidatură. Pe de altă parte, sigur că nici nu mă hazardez să mă lansez într-o cursă până nu am toate datele necesare pentru a putea să spun cu siguranță că voi candida. Dar mandatul de europarlamentar v-ar plăcea să-l obțineți? Nu. Dar care e contribuția euro? Eu sunt un om care cel mai mult din cariera mea politică mi-am petrecut în funcții executive, de președinte de agenție, de secretar de stat, de viceprimar general al capitalei, ministru, prim-ministru.
Îmi place acțiunea, îmi plac, faci lucruri. Atunci când ai putere executivă, faci lucruri. Evident, și președintele este partea puterii executive, care are un potențial foarte mare de acțiune, care din păcate nu a fost fructificat suficient de președinții pe care i-a avut România până astăzi. Dar care e acest potențial care nu ar fi fost valorificat? Președintele este cel care dă linia. Președintele este singurul care beneficiază de votul a jumătate plus unul dintre cetățenii români care i-au dat legitimitatea funcției. Președintele se poate implica în asigurarea bunei funcționare a instituțiilor statului. Președintele este cel care ține echilibru în societate, care așează toate forțele la masă, care încearcă să soluționeze orice conflict, orice dispută care arată în societate. Asta pe lângă atribuțiile standard pe care le are, că el conduce politica externă și conduce structurile de forță, armata, serviciile și numește procurorii șef. Președintele are un potențial foarte mare, inclusiv se poate implica în activitatea guvernamentală dacă vine cu idei. N-are drept de inițiativă legislativă, dar pe de altă parte poate să genereze susținerea anumitor proiecte care pot fi benefice pentru societate. Președintele are o foarte mare influență în evoluția societății românești. Dar cum vedeți dumneavoastră România de peste 10 ani? Sper să fie mult mai dezvoltată, sper să fie mult mai mare și eu cred că România poate să devină un centru de putere regional, cea mai dezvoltată țară din Europa Centrală și de Est. Adică să fie un fel de lider din punct de vedere economic și nu numai al acestei zone. Dar despre nivelul de trai al cetățenilor în România astăzi ce ne puteți spune? Eu cred că deocamdată maxim, nu a ajuns eu la... Eu cred că maxim 10 ani se poate depăși, se poate depăși care se media europeană. În obiectivul pe care l-am este depășirea mediei europene. În maxim 10 ani. Pe părerea mea, cu un ritm susținut de creștere, cu o politică care să fie, să elibereze energiile individuale, care să genereze acțiune, întreprindere, investiții, fapte care să creeze un cadru propice pentru dezvoltare, România se poate dezvolta accelerat. În 7-8 ani de zile putem să depășim media europeană. Și dacă devine atractivă pentru cetățenii din Republica Moldova, atunci tot mai mulți vor dori să ia cetățenia Eu României? Eu cred că deja România are o atractivitate suficient de mare. România se trăiește mult mai bine, România poate să, o unire a Basarabiei cu România poate să ducă la, inclusiv la o creștere a veniturilor basarabenilor, pentru că există un proces de armonizare în timp a veniturilor. Sigur, nu se poate face peste noapte. Avem exemplu Germanie. Se face în timp, pentru că există un decalaj. Oamenii au contribuit la pensii, de exemplu, să poți să le dai o pensie suplimentară, dar e foarte greu să-i aduci chiar la nivelul celor care au contribuit mai mult în perioadele anterioare. Dar o îmbunătățire a standardului de viață se produce în termen scurt printr-o unire. Asta și spun cei care au cetățenia României, că dacă cel puțin sistemul de pensie ar fi unificat, atunci cetățenii din Republica Moldova ar avea o mai mare încredere în ceea ce se întâmplă. Categoric, și ar beneficia de o pensie mult mai mare. Asta e inclusiv valabil și pentru angajați în diferite domenii de activitate. Dar ce ar însemna unirea? Că Republica Moldova nu va mai avea președinte, nu va mai avea speaker, nu va mai avea premier, nu va mai avea miniștri? Depinde, se poate face și, să spun, deși ea a făcut parte dintr-un stat național unitar, dar se poate discuta asta, nu e o problemă să... Președinte, în principiu, nu poate să-și păstreze sau guvern, dar poate să-și păstreze un parlament regional, să spun. Sau să aibă o formă de autonomie pe care să-și o păstreze. Dar deja discuția e mult prea discutată aici. Da, și mai mult în baza speculațiilor. Trebuie făcut o analiză foarte serioasă în care fiecare om trebuie să judece cu mintea lui la urma urmei. Nu, în păcate, foarte multă politică se bazează pe manipulare, pe stimularea anumitor frici, manipularea prin frică. Asta e una dintre cele mai
utilizate manipulare. Ori aici nu trebuie folosită manipulare, nicio formă de manipulare, oamenii trebuie să stea pur și simplu să gândească cum e mai bine. Dar știți ce se mai spune? Că cele două germanii s-au unificat de când și încă și până astăzi mai sunt probleme. Mai anumite discrepanțe au rămas, pentru că industriile, de exemplu, care s-au dezvoltat în Germania de Est, multele nu au fost viabile, pentru că ele erau construite în lagărul socialist. Și anumite industrii, practic, fiind competitive, practic nu și-au mai desfășurat activitatea. Acum, sigur, Republica Moldova e într-o situație aparte, adică nu poți să zici că ar fi foarte multe ramuri industriale care ar avea de suferit sau foarte multe ramuri economice care ar avea de suferit ca urmare a unei integrări. Dimpotrivă, poate deveni mult mai atractivă pentru investiții, pentru creare de noi capacități de producție, pentru noi sisteme și investiții care să asigure dezvoltarea. Am ajuns la final. Să veniți cu un mesaj pentru toți cei care au urmărit această ediție a punctelor de reflecție la Vocea Basarabiei. Le doresc sănătate, să urmărească cu atenție ceea ce se întâmplă, să n-aibă prejudecăți, să se elibereze de orice fel de informație care nu este corectă și să gândească atât pentru binele lor, cât și pentru binele comun al cetățenilor din Republica Moldova. Dar cum vă explicați că totuși pentru mulți cetățeni astăzi e greu să facă diferență unde e adevăr și unde e manipulare și mai ales cum se aleagă greu de neghină? De multe ori oamenii vor să creadă ceea ce le convine lor. Și din cauza asta nu și au obiectivitate. Ceea ce vor iar să politicienii de multe ori nu spun adevărul, pentru că le e frică că dacă le spun adevărul vor avea consecințe negative și vor pierde voturi și încearcă să le spună, în funcție de ce public urmăresc, să le spună ceea ce vor să audă. Ori, informația e putere. Orice cetățean trebuie să fie corect informat și trebuie să caute să fie corect informat, pentru că este în interesul lui să aibă informația corectă ca să poată să ia decizii corecte. Dar ce preț are o promisiune electorală? În mod normal, cineva care nu-și respectă promisiunile electorale, la următorul exercițiu electoral ar trebui să nu mai fie votat. Mulțumim foarte mult pentru prezență la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Chișinău, în Republica Moldova și la noi aici. Cu siguranță voi veni pe 27 martie. Vă așteptăm! Mulțumesc!